Bună ziua, prieteni, Cătălin Cornea sunt. Suntem pe canalul de YouTube Dresaj Canin Profesional. Nu prea mă văd de șapcă, dar știți voi cine sunt, mă mai vedeți și în alte clipuri. Și m-am gândit să abordăm astăzi un mic moment care v-ar putea și pe voi ajuta. Știu că îmi scrieți în secțiunea de comentarii că ai voștri câini vă tot trag în lesă, vă tot împung, vă tot chinuie. Și aș vrea să vă arăt un mic tips ca să puteți să-i abordați în situațiile cele mai importante. Una din situațiile cele mai importante este când cineva cu un câine sau voi cu câinele vostru vă întâlniți cu un cunoscut și câinele sare în aer. Sare în aer, este înnebunit să se pupe în bot, să zic așa, cu acest cunoscut și voi îl lăsați. Vreau să testăm un pic în filmulețul acesta și să vedeți ce ați putea face să stingeți din aproape în aproape reacția câinelui vostru, pentru că nu vă avantajează cu nimic. Această reacție a câinelui nu face decât să dezvolte câinelui certitudinea că trăgând în lesă ajunge unde își dorește și își satisface cele mai mari bucurii, de care ar trebui să aibă parte doar condiționat atunci când afișează comportamentul care ne avantajează și pe noi, în loc să ne rupă mâna, să ne disloce umărul și așa mai departe. În consecință, astăzi îl avem pe un puiuț de Akita, Taco se numește, este foarte drăguț, cu Teodora la capătul lesei, sau invers, Teodora la capătul lesei și cu Taco în partea cealaltă. Și vom face prima întâlnire, Taco când mă vede sare în aer, dar tocmai îi explicam stăpânei mai de ună zi cum să pună problema, cum să abordeze și să exploateze la maxim ceea ce vă recomand și vouă. Primul moment, prima întâlnire, acea întâlnire spontană în care câinele afișează cea mai mare emoție. Da? Veți vedea cum se întâmplă lucrurile, puteți pune în aplicare și voi și dacă vă iese, dacă nu vă iese, scrieți acolo în secțiunea de comentarii, ne vedem acolo, comentăm. Și totodată nu uitați, subscribe, like, apăsați un clopoțel, pentru că nu se știe niciodată când voi urca un alt clip la fel de interesant, care v-ar putea interesa și vă poate ajuta să duceți mai departe la un alt nivel educația câinelui vostru. Haideți să începem! Ia să vedem marțafoiul. Ce faci, mă? Bă, ce faci, mă, viezurică? Ce faci, mă? Hai, trage-l! Dar aici! Ce face viezurele? Se bucură? Încă o dată, hai că el încoace. Du-te, bă, de aici de băiat, bă, du-te, bă, de aici de băiat. Bă, ce vrei, bă, să-mi faci? Hai, cheamă-l. Bun. Da, dragii mei, ideea este să distragem câinele în situația asta și să-i demonstrăm că îl influențăm mai mult decât o poate face cel cu care se întâlnește și cu care are foarte multă emoție de consumat. Acesta este un moment în care asocierea cu o emoție puternică pe care câinele o afișează atunci când întâlnește un cunoscut, o puteți stinge prin acest tip de exercițiu. Lăsați să plece până la un punct, îl opriți și îl distrageți la nivel tactil prin intermediul lesei, de genul acesta, da? Și apoi îl duceți într-un comportament alternativ care îi aduce, bineînțeles, recompensă câinelui vostru. Taco este un cățeluș la 5 luni jumătate, este un câine care încă este înnebunit după mâncare, deci instinctul de hrană este la mare putere, ceea ce noi exploatăm în aceste condiții. Da? Îi limităm opțiunea, îl învățăm cu limitările, este important să-i demonstrăm câinelui că noi conducem și noi putem limita opțiunile în comportament. El între timp se obișnuiește cu acea stare de fapt. Hai, devine mai aproape. Da? Blochează-l, trage-l. Uite-te, știi ce se agite ca un șoarece. Bun. Și ușor, ușor, în prezența unei asemenea distrageri, așa cum este un om cunoscut la care câinele reacționează super happy, noi îl condiționăm să rămână atent la noi și să-și păstreze echilibru. Hai să încerc să te apropii cu el acum. Bravo, du-te. Du-te. Având în vedere că noi am mai exersat tiparul ăsta, că este un tipar până la urmă, câinele și-a revenit ușor. Este prima mea întâlnire de pe ziua de astăzi
Și câinele s-a calmat. Hai să-l pui în șez. Ia, cheamă. Jacob, vin aici. Bun. Hai, bun. Excelent. Așa. Și încearcă să-l apropii și mai mult, spunându-i șez. Da, eu încerc să-l ating și tu să-l ții atent spre... Așa, spune, șez. Bun, bravo, băiat. Și eu îl ating. Trebuie să rămână. Așa, foarte bine. Îl ating. Îl ating. El rămâne atent. Dă-te înapoi, acum și-l chem, în timp ce eu fac asta. Bun, foarte bine, foarte bine. Bun, să încerci să vii să-l pui înculcat acum. Deci, oameni buni, puțin câte puțin, cu cât exersați cu câinele și avansați în lucrul cu el într-un asemenea context și cu asemenea distragere, încercați să aprofundați exercițiile pe care deja le știe. Am făcut chemarea, câinele echilibrat, am făcut ușor-ușor poziția așezat, câinele a reacționat, l-am și atins. Acum momentul este pentru poziția culcat. Bun. Și acum vin să vorbesc cu el. Ia să vedem, mă, pitic. Ia. Țipa-ți, băiat. Țipa-ți, băiat. Important este să fie pasiv, exact cum este acum în timp ce eu îl mângâi, da? Bun. Ia încearcă să-i spui așteaptă și cobori pe margine. Așteaptă. Lasă-l, trebuie să rămână la margine, nu-i problemă. Da? Bun. Bun. Eu încerc să-l distrag așezându-mă jos. Așteaptă. Ești un băiat. Nu. Bun. Așteaptă. Excepțional. Șez. Tu ca distragere versus eu ca distragere. Bravo. Dragii mei, asta este ideea. Să deveniți o distragere mai puternică decât așteaptă poate fi oricine din preajmă. Te poți duce la ea. Foarte bine, bravo. Dă-i liber și lasă-l să vină. Hai, pitic. Hai să te văd. Ține-i cel mai tare din parcare. Ține-mă cel mai tare. Ține-mă cel mai tare. Bă, nu mai strimă pe mine ca un șoarece. Bravo. Bun. Perfect. Eu ți-l voi distrage acum, tu așteaptă. Îi arăți că e ca tine. Așteaptă. Da? Așteaptă. Foarte bine. Foarte bine. Bun, poți să-l chem la recompensă acum. Hai. Super. Da, dragii mei, aprofundați. Aprofundați cu viezuroi, pentru că dacă nu lucrați la controlul emoțiilor, ne vor face probleme când se vor face de două ori cât este taco acum la statură. Bun. Urmează momentul de generalizare în care schimbăm persoana. Etapele sunt aceleași. Pur și simplu faceți lucrurile așa cum le-ați văzut în acest clip și stingeți emoțiile gratuite ale câinilor voștri, pentru că acestea nu fac decât să tulbure ușor-ușor comportamentul câinelui și maniera în care se lasă condus în lesă. Lesa este foarte importantă, trebuie asociată corect, nu să ne tragă în ea pentru nici un fel de motiv. Hai să schimbăm persoana. Și pleacă de lângă el. Pleacă, pleacă. Așa. Bine aici. Bine, 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 bine,
Deci m-ai auzit? Nu știu care e. Haide sus. Haide sus. Haide sus. Chiamă. Haide sus. Haide sus. Laudă-l. Bun. Și încă o dată, liber. Hai, vorbește cu el. Aoleu, zăpăcilă. Și acum cheamă. Bun. Trece lângă pas. Și vino cu el în față, merge. Merge aproape, merge aproape, merge aproape, vorbești cu el. Du-te aproape de fata. Și șezi. Tu te apleci, întinzi mâna spre dar fără să vorbești. Spune-i șezi. E bine ce face, vorbești cu el, bravo băiat, și te dai înapoi și îl chem. Excelent, excelent. Sper că v-a plăcut clipul nostru de astăzi, este într-adevăr pentru începători, dar știți cum e educația, începe întotdeauna cu începutul, este vorba de abordare de la simplu la complex. Astăzi ne-am raportat la ceva simplu, dar extrem de important. Să controlezi emoțiile câinelui în cele mai importante situații, cum ar fi să te întâlnești cu un cunoscut și să eviți condiționarea aceasta păguboasă de a te trage în lesă ca să câștige ceea ce își dorește, de practic să-i recompensezi forțarea în lesă. Este un lucru extrem de important pentru fiecare dintre voi, fiecare proprietar în parte trebuie să știe despre acest detaliu, să știe cum să pună problemă. Nu este vorba de reabilitare canină, aceasta implică controlul într-adevăr al stărilor câinului și după aceea modificarea comportamentală, dar e nevoie să știm cum să ne abordăm puii, să știm să comunicăm cu ei prin intermediul comunicării tactile, așa cum o fac ei de obicei. El este taco 5 luni de zile, are multe de învățat, dar astăzi am vrut să prindem exact momentul acela al întâlnirii și să aveți acolo o idee despre cum să abordați întâlnirile acestea, pentru că ai învățat la aceste întâlniri să fie calmi, este foarte important. Nu-i lăsați să vă tragă în lesă, nu-i lăsați să se exalteze și vorbiți. Voi sunteți vocea lor, vorbiți cu oamenii cu care vă întâlniți să nu vă agite câinele băgându-l în seamă în momentul în care câinele este agitat. După ce, ați văzut, ca recapitulare, după ce câinele se mai calmează, începeți să lucrați de față cu acea distragere și exerciții de dresaj și după aceea să lăsați omul într-adevăr să-l mângâie dacă aveți un câine calm. Sunt Cătălin Cornea, nu uitați că la capătul lesei funcționează totul doar dacă se află un om suficient de inteligent, nu suficient de brutal, așa că intrați acolo în secțiunea de comentarii, discutăm, subscribe, like, comment și ne vedem la următorul clip. La revedere! Hoi voi fieră! Hoi voi fieră! Hai!